și al Fiului și al Sfântului Duh Hristos a înviat. În Rusia, în 1955, la 2 ani după moartea satanicului Stalin, în gulag, în lagările de exterminare prin înfometare și muncă, deținuților le-au fost acordate unele facilități. De exemplu, le-au permis să se deplaseze liber prin lagăr, iar celor credincioși nu le mai interziceau să se roage. Unora dintre preoții închiși li s-a trimis un antimis din afara lagărelor și în sărbători săvârșeau chiar liturghia. Și iată că s-a apropiat praznicul Paștilor din anul 1955. Părintele Alexei a binecuvântat să se pregătească toate cele necesare slujbei solemne. Tot lagărul s-a pus în mișcare. Coseau veșminte, confecționau vase sfinte din lemn pentru dumnezeieștile slujbe. Vedeți, trecuseră de la Revoluția Bolșevică 38 de ani și iată, tot n-au reușit să șteargă din sufletele oamenilor credința. Cu tot regimul acesta diabolic care l-au impus. În ajunul Paștelor acelui an, comandantul lagărului l-a chemat pe părintele Alexei și l-a întrebat pentru ce deținuții sunt atât de agitați. Părintele Alexei l-a liniștit spunându-i că niciun fel de tulburări nu vor fi și nici nu pot să fie, căci se apropie marea sărbătoare a Paștilor. Înainte de a începe slujba pascală, toate s-au schimbat în chip minunat. Au apărut preoți în veșminte albe cu sute din materiale simple, acolo de ei în lagăr, și tot felul de acoperăminte. La 11 și jumătate seara au cântat canonul Sâmbetei Celei Mari, apoi s-a arătat un semn. A trecut un val uriaș care s-a izbit cu putere de țărm, astfel încât picăturile de apă i-au stropit pe oamenii care s-au adunat sub cerul liber să întâmpine Paștile. S-au aprins multe lemne și tot spațiul s-a luminat de focuri. Exact la 12 noaptea, preoții au cântat învierea ta, Hristoase, Dumnezeule, îngeri, o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inimă curată să te slăvim. Și o mulțime de glasuri au continuat cântarea pascală, iar a suna asupra pădurii, se ridica către cer. Mulți se rugau cu lacrimi. Vedeți, în Rusia și după Revoluția Bolșevică, mulți credincioși de rând știau pe de rost canonul învierii. Slujba aceasta care o cântăm în noaptea de Paști și toată săptămâna care urmează. Părintele Alexei a rostit primul Hristos a înviat. Adevărat a înviat, a răspuns un cor de glasuri. Ecoul răspunsurilor s-a împrăștiat peste taiga și toate pădurile, norii, apele, toate au răspuns la această chemare. În acest timp, în văzduh, s-au ridicat o mulțime de păsări care zburau deasupra lagărului și se bucurau împreună cu oamenii, deși era noapte. A început liturghia, au fost pregătite sfintele vase din lemn și toți câți au venit s-au împărtășit. Credincioșii au început să se îmbrățișeze cu salutul de Paști. Părintele Alexei a citit cu glas tare cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, după care toți s-au apropiat și au sărutat crucea după terminarea slujbei, un obicei rusesc. O astfel de minune a făcut Dumnezeu că probabil nicăieri pe pământ nu a fost un astfel de Paști, crede cel care relatează. După slujbă s-au așezat la masă, au avut chiar și ouă roșii, cozonac și pască. Unul dintre cei închiși, care până la Revoluția din 1917 a fost corespondent de presă și a călătorit în multe țări, i-a mărturisit părintele Alexei. Am fost la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, la Constantinopol și la alte locuri binecuvântate, dar un astfel de har nu am simțit nicăieri și niciunde. Aceasta, desigur, nu pentru că în acele locuri ar fi fost mai puțin har, ci pentru că acei oameni, aruncați nevinovați în lagăre, prigoniți pentru credința lor, mărturisitori a lui Hristos într-o țară devenită ateie, cu cât au fost mai credincioși, cu atât au simțit mai tare harul acestei imense sărbători a Paștilor. Și pe deasupra, cu cât suferința pentru adevăr e mai mare, cu atât și bucuria care o primești de la Dumnezeu în dar, ca răsplată. Astfel de oameni pot să recite împreună cu Radu Gir
Voi n-ați fost cu noi în celule, să știți ce e viața de bezne, sub gheare de fiare, cu gurne sătule, voi nu știți ce e omul când prinde să urle, strivit de cătușe la glezne. Voi n-ați plâns în palme fierbinte, străpunși de cuțitul trădării, sub cer fără stele, în drum spre morminte, voi n-ați dus povara durerilor sfinte. Sub slava și binele spre slava și binele țării, în cântec și cu noi la oaltă, trecând printre umbre pereții, voi n-ați cunoscut frumusețea, înaltă cum dorul irumpe, cum inima saltă gonind sub harfele vieții. Ce-i munca de brațe plăpânde, ce-i jugul, ce-i rânje de monstru, cum scârție osul când frigul pătrunde, ce-i foamea, ce-i setea, voi n-aveți de unde să spuneți aproapelui vostru. Voi nu știți în crunta închisoare, cu minte speranța și visul, când ușile grele se închid în zăvoare și în teama de groaznica lui încleștare, pe sine se vinde în vinsul. A stat la ospețe încărcate, gonind după fast și orgoliu, nici milă de noi și nici dor, nici dreptate, nici candela prinsă și nici libertate, doar ghimpii imensului doliu. Așa cum sunteți cei ce credeți că pumnul e singura faimă. Fățar nici la cuget, pe alături ne treceți, când noi cu obraj ca pământul și vineți, gustăm din osândă și spaimă. Când porțile sparge se vor toate și morții vor prinde să urle, când lanțuri și ziduri cădea vor sfărmate, voi nu știți ce înseamnă învierea din moarte, că n-ați fost cu noi în celule. Aceste ultime versuri e foarte bine să le memorăm, pentru că o să revin indirect asupra lor ceva mai târziu. Dar Dumnezeu își are oamenii săi atât în lagăre cât și în afara lor. Cuviosul Paisia Ghioritu a cunoscut, pe când viețuia la schitul Ivirului, un om rămas orfan de mic copil, astfel că nu și-a cunoscut părinții. A crescut la orfelinat, iar apoi a început să lucreze ca hamal în portul din Tesalonic. S-a căsătorit și s-a bucurat mult de aceasta, pentru că a aflat ceea ce lipsea, adică familia. Pe socrii lui îi iubea ca pe proprii săi părinți și de aceea și-a cumpărat o casă lângă ei. Și atât de mult îi prețuia, încât atunci când înceta munca, mai întâi trecea pe la ei ca să îi salute și să vadă dacă au nevoie de ceva, abia apoi mergea acasă. Era și foarte evlavios și spunea mereu rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Căra și se ruga, dar îl mâhnea faptul că socrii lui nu credeau, erau probabil dintre grecii aceia de stânga, socialiști. Pe lângă aceasta, socrul său mai și înjura de cele sfinte și acest lucru l-a mărat și mai mult. Vedeți, în paranteză, să remarcăm acest aparent paradox. Mulți care nu cred, înjură de cele sfinte. Oare cine le dă în gând, cine inspiră? Dacă și-ar pune problema, spune de socrul lui, dacă și-ar pune problema, ar realiza că există demoni, dar și Dumnezeu. Pentru că socrul său nu credea, dar mai și înjura de cele sfinte. De aceea, hamalul ruga pe Dumnezeu ca să nu-l ia din această viață mai înainte de a se căi, de a împlini prima poruncă a Domnului: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului, adică căiți-vă, plângeți-vă din inimă păcatele, schimbați-vă modul de a trăi și de a gândi. M-a rugat și pe mine să fac rugăciune pentru el, arată Sfântul Paisie. Odată s-a îmbolnăvit socrul său și l-au dus la un spital din Tesalonic. Într-o zi după încetarea lucrului, ginerele a mers direct la spital, fără să mai treacă pe acasă. Îl căută pe socrul său, dar nu îl găsi în salon. Întrebă despre el și se spuse că a murit și că a fost dus jos la morgă. Această veste i-a venit ca un trăznet. Dumnezeul meu, a zis el, de ce l-ai luat? Căci nu era pregătit și nu apucase să se pocăiască. De ce, Dumnezeul meu? Se tânguia acela. Apoi a trecut prin minte gândul: ce lucru greu este pentru Dumnezeu ca să-l aducă înapoi. Și a început să se roage cu durere din adâncul inimii pentru socrul său. Apoi a coborât la morgă, unde l-a găsit pe socrul său înghețat. Îl prinde de mână și spune: hai scoală, tată, socrule, să mergem acasă. Atunci mortul a înviat. S-a ridicat și l-a urmat. După învierea lui, a mai trăit câțiva ani. S-a căit cu adevărat și a schimbat viața,
a devenit un bun creștin, ca un mielușel, după care Hristos l-a luat de pe pământ. Spune Sfântul Paisie în Rai. Acest Hamal avea multă simplitate și o credință adâncă. Oare Hristos nu spune că cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face? De ce să ne pară ciudat, continuă Sfântul Paisie, oare Hristos nu a înviat morți pe Lazar, pe fiul văduvei, pe fiica lui Iair? Oare apostolii nu înviau morți, precum Sfântul Petru pe Tavita sau Sfântul Pavel pe cel care căzuse de la catul de sus și murise? În viețile sfinților nu citim despre atâtea și atâtea întâmplări de acest fel? De ce să ni se pară ciudat? Ciudat e doar pentru rațiunea stearpă, nu și pentru o credință ce lucrează în tandem cu o simplitate curățită, încheie Sfântul Paisie. Iată spre exemplificare pe o filă de pateric ce au relatat ucenicii lui Ava Ghelasie. Odată le-a adus cineva pește, iar bucătarul, după ce l-a prăjit, l-a dus chelarului. Dar fiindcă acesta se grăbea, a pus peștele într-un vas pe pământ, poruncind unui copil, ucenic al lui Ava Ghelasie, să-l păzească până la întoarcerea sa. Copilul, ispitit, ademenit de mirosul atât de atrăgător al peștelui prăjit, apucat de lăcomie, a mâncat tot peștele, fără nici o remușcare. Copil. Vedeți, există trei tipuri de foame. Există o foame firească, există o foame nervoasă și există o foame demonică. Da? Foamea firească, da, îți împlinești nevoile trupului, ca și animalele. Există o foame nervoasă, asta mai ales la oamenii care trăiesc la oraș și care nu mai muncesc fizic și care simt nevoia să mănânce fără ca trupul lor să aibă nevoie de alimente suplimentare de vreme ce el nu lucrează aproape nimic. Și există o foame demonică în care și dacă nu ți-e foame, mănânci și nu te saturi niciodată. Știți cum era în poveștile mărturii acel setilă care bea izvoare întregi de apă și nu se sătura. Așa am putea spune și noi, omul aflat sub ispita demonică devine un fel de fomilă. Mănâncă, mănâncă și nu mai termină de mâncat. Când s-a întors chelarul și a văzut că peștele a fost mâncat în totalitate, s-a mâniat pe copil care stătea jos și l-a lovit cu piciorul ca un zmintit, adică ca un ieșit din minți, probabil același demon care le îndemnase pe copil să mănânce pe nesăturate, același demon a venit și a stârnit mânia chelarului, care l-a lovit în neștire ca un zmintit cu piciorul, până din cauza lovitorilor puternice, copilul s-a izbit cu o parte sensibilă a capului de perete și a murit. De teamă, chelarul l-a ascuns în patul lui, apoi i-a vestit lui Ava Ghelasie ce s-a întâmplat. Acesta, după ce i-a poruncit să nu mai spună nimănui, i-a poruncit ca seara, după ce toată lumea se va potoli, se va retrage la chilie, să aducă trupul copilului în biserică, să-l întindă în fața altarului și să plece. Apoi, bătrânul Ghelasie a intrat în biserică, s-a rugat, iar la ceasul cântării de noapte, când s-au adunat frații, bătrânul a ieșit afară, urmat îndeaproape de copil. Nimeni n-a știut de întâmplare în afară de Ava Ghelasie și de chelar până la moartea lui, căci după moartea lui chelarul nu s-a mai putut abține și le-a povestit celorlalți ce făcuse. Tot din pateric aflăm că odată, trecând printr-un loc, Ava Milesios a văzut un călugăr ținut strașnic de cineva, ca și cum ar fi făcut o crimă. Bătrânul s-a apropiat și l-a întrebat pe frate ce se întâmplă. Aflând că a fost acuzat pe nedrept de crimă, îl întrebă pe cel care îl țineau, unde este cel omorât? I l-au arătat. Atunci Ava Milesios s-a apropiat de mort, a cerut tuturor să se roage, și când a ridicat mâinile spre Dumnezeu, mortul a înviat. Apoi l-a întrebat în fața tuturor, spune cine te-a omorât. El a zis, am intrat în biserică și am dat bani preotului, iar el s-a ridicat și m-a omorât. Apoi m-a luat și m-a zvârlit în mănăstirea acestui avă. Vă rog, luați banii și dați-i copiilor mei. Bătrânul Milesiu s-a răspuns, mergi și dormi până la venirea Domnului, care te va trezi din somnul morții. Vedeți, Satana își strecoară oamenii săi și între clerici, precum l-a strecurat și pe Iuda, între cei 12 apostoli. Satana își strecoară oamenii și între episcopi și preoți.
Sfântul Spiridon, al Trimitundei, avea o fică, Irina, fecioară, la fel de cuvioasă ca și tatăl ei. Un cunoscut i-a încredințat o podoabă de mare preț și ea, ca să fie mai sigură, a ascuns-o în pământ. Dar la puțin timp s-a stins din viață. Omul care încredințase podoaba a venit să-i o ceară înapoi și, nemai găsind-o pe fată în viață, s-a întors spre tatăl ei, Ava Spiridon, ba cu amenințări, ba cu rugăminți. Și fiindcă Sfântului Spiridon îi părea rău după podoaba omului, s-a dus la mormântul fetei sale și a început să-l roage pe Dumnezeu să-i arate înainte de soroc învierea promisă. Speranța nu i-a fost înșelată. Fecioara, înviată, i s-a arătat părintelui ei și după ce a destăinuit locul unde era îngropată podoaba, s-a întors pe lumea cealaltă. Părintele Spiridon a luat-o și a dat-o stăpânului ei. Tot în Pateric se relatează că odată un mirean a mers cu fiul său la Ava Sisoie, pe muntele Ave Antonie, dar pe drum s-a întâmplat că fiul a murit. Tatăl nu s-a tulburat, ci l-a luat în brațe și l-a dus cu credință la bătrânul Sisoie, căzând amândoi la pământ ca și cum ar fi făcut închinăciune ca să fie binecuvântați. După aceea tatăl s-a sculat, l-a lăsat pe fiu acolo la picioarele părintelui Sisoie și a ieșit afară. Bătrânul, crezând că îi se închină, îi zice: scoală-te și du-te afară, căci nu știa că acel copil era mort. Copilul s-a ridicat îndată și a ieșit. Văzându-l, tatăl său a înlemnit, apoi a intrat și s-a prosternat înaintea părintelui Ghelasie, părintelui Sisoie, spunându-i toată povestea. Dar Ava Sisoie s-a întristat, căci nu voise să facă vreo minune. Atunci ucenicul său i-a cerut mireanului să nu mai povestească nimănui până la săvârșirea din viață a lui Ava Sisoie. Vedeți, din întâmplările de mai sus și din altele din aceeași categorie, apare ca evidență faptul că există o diferență de nivel între aceste învieri și învierea lui Hristos. Doar trupul lui Hristos, cel înviat, a trecut prin ușile încuiate atunci când s-a arătat ucenicilor de mai multe ori după învierea sa. Doar cu acest trup s-a putut înălța la cerul cel duhovnicesc, în cerul serafimilor și heruvimilor. Acest trup era deja un trup nemuritor. Un trup asemănător cu cel al lui Hristos înviat vor avea în veșnicie toți cei care vor fi mântuiți. De aceea, ceea ce contează în acest veac e să înviem duhovnicește, astfel ca moartea să ne afle mergând pe calea poruncilor evanghelice, mărșăluind în orizontul mântuirii. Acest din urmă lucru e imens de important, pentru că, după cum arată, de exemplu, Sfântul Simeon, noul teolog, starea duhovnicească în care ne va găsi moartea va constitui sămânța, embrionul vieții noastre din veșnicie. Cum s-ar spune în popor, cum îți așterni, așa dormi. Iată o exemplificare din scrierile acestui mare mistic. El se adresează lui Hristos astfel: tu, soarele cel mai înainte de veci, care ai strălucit în iad, prin pogorârea sa la iad, care ai luminat și sufletul meu întunecat și mi-ai dorit o zi neînserată. Ziua neînserată înseamnă veșnicia, ziua aceea care nu mai are o contrapondere în noapte și acea zi însemnând a viețui mereu în lumina Harului. Ne spune: tu, soarele mai înainte de veci, care ai strălucit în iad, după care ai luminat și sufletul meu întunecat și mi-ai dorit o zi neînserată, lucru cu anevoie de crezut pentru cei zăbavni și trândavi ca mine, care ai umplut de toate bunătățile sărăcia care era întru mine. Aici e vorba de sărăcia duhovnicească. E vorba că atâta timp cât nu avem Harul, suntem cei mai săraci oameni posibil. Deci tu, care ai umplut de toate bunătățile, de toate harismele, de toate darurile cerești, sărăcia care era întru mine, tu însuți dă-mi și cuvânt și vorbe ca să povestesc tuturor lucrările tale uriașe și cele pe care le faci și astăzi cu noi, robii tăi, pentru ca și aceia care dorm în întunericul trândăviei să le asculte.
Vedeți, aici să remarcăm această expresie, întunericul trândăviei. De fiecare dată când omul trăiește în anumite patimi, că e trândăvia, că e curvia, că e oricare alt viciu, omul de fapt trăiește în întuneric. Dar acesta e întunericul patimilor, deși ochii lui sunt funcționali, el vede lumea văzută, el din punct de vedere duhovnicesc, el e orb, el trăiește în întunericul acesta al patimilor. Și el spune așa, aici arată că sunt două păreri în popor, spune așa, unii dintre acești oameni care trăiesc în întunericul patimilor, spun așa, e cu neputință ca păcătoși să se mântuiască și să afle și ei milă ca Petru și ca ceilalți apostoli sfinți și drepți. Vedeți, Petru l-a trădat pe Hristos chiar cu puțin înainte de moarte, chiar cu puțin înainte de patimi. Și iată, pentru că a plâns cu amar, pentru că a făcut o căință adevărată, Hristos l-a iertat și l-a primit. Dar vedeți, vine diavolul și le șoptește oamenilor păcătoși, spune așa, le spune, pentru a-i aduce în deznădejde și pentru că a nu mai se strădui cu nimic pentru mântuirea lor. Deci le șoptește, spune, e cu neputință ca păcătoșii să se mântuiască și se afle și ei milă ca Petru și ceilalți apostoli, sfinți și drepți. E cu neputință pentru ei să cunoască, să învețe că acest lucru a fost, este și va fi ușor bunătății tale. Deci pentru noi e cu neputință să ieșim din acest întuneric, dar pentru Harul lui Dumnezeu, dacă vrem să colucrăm cu El, e un lucru foarte ușor. Și acum, la cealaltă extremă, sunt cei care se încred prea mult în ei, care se cred drepți. Și spune așa, și aceia care cred că te au pe tine, sunt unii care se cred drepți și cred că l-au pe Dumnezeu, dar de fapt nu l-au, pentru că mândria lor, superbia lor, îl alungă harul. Dumnezeu se scârbește de oamenii mândri. Deci spune, și aceia care cred că te au pe tine, lumina întregii lumi, și zic că nu te văd, că nu petrec în lumină, că nu sunt luminați, adică sunt realiști totuși, într-adevăr, recunosc că nu trăiesc în har așa cum trăiesc sfinții. Că nu te văd neîncetat pe tine, Mântuitorule, să învețe că n-ai strălucit în gândul lor, nici nu te-ai sălășluit în inima lor murdară și că în zadar se veselesc în adești deșarte, socotind că vor vedea lumina ta după sfârșit, după moarte. Deci vedeți, aici cumva se încadrează și, să spunem, creștini, ne încadrăm și noi creștinii care suntem farisei, da? Care credem că, uite, împlinim poruncile și că, iată, Dumnezeu ne va primi în împărăția Lui. Aici se încadrează și mai mult sectanții, pentru că ei zic, domnule, gata, dacă m-am botezat în numele Domnului, sunt mântuit. De iată ce ne arată aici, ce ne arată Sfântul Simeon Teolog, că nu e deloc așa. E o mare înșelare să crezi asta. De ce? Pentru că, vedeți, și cei care cad în deznădejde, într-o extremă, și cei care cred că sunt mântuiți, și aceștia nu mai fac nimic pentru mântuirea lor, nu se mai străduiesc pe calea crucii. Că unii zic, nu are niciun rost, că sunt mare păcătos, s-a terminat. Și le-a zis, eu sunt deja mântuit. Și nici aceea nu mișcă un deget pentru mântuirea lor. De aceea spune Sfântul Simeon, noul teolog, așa, pentru că încă de aici ar vuna pe cetea mântuirii, se dăruiește negreșit de tine, Mântuitorile, oilor celor de-a dreapta, adică celor zmeriți. Căci dacă încuierea ușilor e moartea fiecăruia, știți că în pilda cu cele 10 fecioare, e moartea fiecăruia și după sfârșit nu mai e nimic de făptuit pentru toți și nimeni nu mai poate face nimic, nici rău, nici bine pentru mântuirea lor. Atunci Mântuitorul meu negreșit fiecare va fi așa cum va fi găsit. Deci e foarte importantă această idee. Deci noi, chiar dacă n-am ajuns la măsurile sfinților, noi trebuie să trăim pe pământ încât să dobândim acea arvună, acea pecete a mântuirii, a învierii. Vedeți, de aceea, uite, să dăm un exemplu. În Rusia, în secolul 20, în lagările de acolo, a trăit un părinte pe nume Samson Sivers. Și acesta a fost numit Ava de Foc. A fost un om foarte duhovnicesc. Și el a povestit un caz cu trei surori călugărițe, toate călugărițe, și un frate al lor. Și acel frate al lor era la polul opus, nu era credincios deloc și era tâlhar și ucigaș. El
mergea prin apartamente, prin Moscova și prin case și ucidea pe cei care găsea acolo și prăda tot ce găsea. Și la un moment dat, sigur că a fost prins, și nu o dată, ci de mai multe ori, dar spunea părintele Samson, care a stat în temniță cu el, Samson din motivele religioase ale regimului sovietic, antireligioase ale regimului sovietic, acela din tâlhărie. Și a zis, acesta, zice, îl avea pe Satana ca prieten pentru că putea să deschidă toate lacătele. Deci el putea să evada din toate temnițele care se afla că Satana, prietenul lui, căruia el slujea și care îi dădea putere să facă crimele și prădăciunile, acela îl ajuta să evadeze. Și până la urmă, regimul s-a hotărât să-l ucidă și nu puteau să-l împuște, așa atât de aproape era Satana de el. Și doar atunci când cineva a avut o idee, a găsit un nasture de argint care avea pe el semnul crucii și au tras cu acel nasture de argint în tâmpla lui și așa l-au omorât. Și mai apoi surorile lui au fost foarte întristate și s-au rugat 40 de zile cu pâine și apă. Și Dumnezeu le-a descoperit, le-a arătat după 40 de zile că el se afla undeva într-o mlaștină, într-un tuneric gros, aflat în mlaștină până la gât. Și atunci ele s-au mai rugat 40 de zile cu binecuvântarea părintului Samson și l-au văzut pe fratele lor acolo în mijlocul mlaștinii, dar scos din ea. Pe o piatră în mijloc, pe o insulă în mijloc acelei mlaștini, legat cu lanțuri de mâini și de picioare. Și s-au mai rugat 40 de zile cu postire aspră și l-au văzut dezlegat de mâini, dezlegat de picioare. Și încă 40 de zile și l-au văzut dezlegat de mâini. Și mai mult de atâta n-au putut face. Și ele cumva au fost dezamăgite și au mers la părintele Samson și au zis: Părinte, uite, el totuși e în iad. A zis, da, e în iad. Dar nu mai e acolo unde a fost. Da? A ieșit mult de la locul de chin care era, l-a scos mult, dar zice, deci în felul ăsta trebuie să înțelegem, el n-a avut arvuna învierii. El dacă ar fi avut o arvuna învierii de pe pământ, dacă ar fi făcut pocăință, da? Dacă și-ar fi spovedit toate păcatele, dacă ar fi crezut în învierea morților, așa cum o mărturisim în crez, el atunci rugăciunea lor ar fi putut face mult mai mult. Da? Dar așa, au putut doar să-l mute în iad dintr-un loc mai rău, într-un loc mai bun, pentru că el nu avea această arvună a învierii. Și pentru aceasta trebuie să ne strădim foarte mult, să murim, să avem acel sfârșit creștinesc, în acest sens, orientat spre înviere, spre viața veșnică. Și spune mai departe Sfântul Simeon: acest lucru mă înfricoșează, stăpâne, faptul de a nu putea să-mi dobândesc arvuna învierii de aici, de pe pământ. Acest lucru mă înfricoșează, stăpâne, aceasta mă face să tremur, aceasta topește toate simțurile mele, pentru că așa cum un orb care moare și se mută acolo nu va vedea niciodată în chip simțit acest soare pe Hristos, măcar că învind primește iarăși lumina ochilor, tot așa nici cine are mintea oarbă, dacă moare, nu va vedea soarele gândit cu mintea. Pe tine, Dumnezeul meu, că ieșind într-un tuneric, se va duce în alt întuneric și va fi în veci separat de tine. Deci, cine trăiește aici în întunericul patimilor, da? Pentru că poți să trăiești aici în palate ca regii luminilor din Franța. Dar dacă tu trăiești în întunericul patimilor, tu te vei muta de aici dincolo, din întunericul patimilor de aici, în întunericul patimilor de dincolo. Nu vei vedea niciodată lumina învierii. Prin urmare, precum socru hamalului, să profităm de cât timp ne-a mai dat Dumnezeu aici pe pământ, pentru a prinde și noi în suflet scânteia aceasta învierii, ca din ea Dumnezeu să facă o făclie atunci când vom merge dincolo. Atunci, în veșnicie, sufletele își vor recăpăta trupurile pe care le-a despărțit moartea de ele. Pentru cei care se vor mântui, aceste trupuri vor fi asemănătoare cu cel al lui Hristos cel înviat. Trupurile acelea vor fi despătimite, vor fi luminoase, ușoare, transparente, nestricăcioase, vor fi bine mirositoare, vor fi trupuri duhovnicești, slăvite, adică pline de Harul lui Dumnezeu, pătrunse, permeate de Harul lui Dumnezeu. Aceste trupuri nu vor mai cunoaște nici boala, nici suferința, nici durerea, nici neputințele trupurilor din acest veac. Pe când ale celor care nu se vor mântui, acelea vor fi trupuri greoaie, vor fi trupuri întunecate, vor fi trupuri urât mirositoare.
vor fi trupuri pătimașe, doar că cei în cauză nu vor mai avea cu ce să-și alimenteze patimile trupești care i-au stăpânit în viață. Vedeți, dacă în viață ești stăpânit de astfel de patimi carnale, aici în viață îți mai poți împlini patimile cu material, cu materie. Pe când vei pleca în lumea de dincolo, acolo vei avea din nou trup, dar acolo nu vei mai putea să le împlinești. Vedeți, de aceea e atât de importantă despătimirea, viața asta duhovnicească, în care să punem pe primul loc sufletul. Căci am spus, acele patime acolo care ne-au stăpânit în viață nu le vom mai putea alimenta dacă de aici nu ne-am luptat să le vindecăm. Aceasta, de fapt, nu e pedeapsa lui Dumnezeu, ci e consecința faptelor noastre. E interesant să mai remarcăm și faptul că trupurile neputrezite ale sfinților sunt o mică dovadă a celor afirmate mai sus și a faptului că ei nu numai au înviat duhovnicește, dar au și dus procesul de înviere la mai mari înălțimi, pentru că trupurile lor sunt nestricăcioase și bine mirositoare, două caracteristici ale trupurilor înviate. În alt preasfințitul Bartolomeu Anania declara: ca om, Hristos a primit să moară pe cruce, iar ca Dumnezeu a înviat. Prin aceasta, arătându-ne că moartea noastră prin păcat a fost zdrobită, călcată în picioare de moartea lui prin jertfă. În același sens, când un bătrân monah a întrebat-o pe Ama Teodora cum ne vom trezi când vom învia din morți, ea a răspuns: îl avem gaj, exemplu și pârgă pe Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru noi. Iisus Hristos, Dumnezeu omul, cel înviat a treia zi din morți, El e temeiul și temelia învierii noastre și a vieții noastre în veșnicie. Așadar, acea declarație pe care o facem în crez, aștept învierea morților, să nu fie o declarație de formă doar cu gura. Așteptarea acestei învierea morților să fie o așteptare activă, adică în care să aprindem în noi această credință, pentru că, așa cum am spus, din sămânța ei, din scânteia ei, Hristos să facă o făclie a învierii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu